Nu știu, că eu n-am mai moderat până acum. Deci, dacă... Hai să ne spună domnul Tudor câteva cuvinte. Domnule Tudor Octavian, iertați-mă pentru a doua opțiune. Vă rog, luați microfon. Haideți mai faci. Și mai multe. Parcă sunt la... Unde am să vorbim și cu microfonul? Îmi puteți băga de seama. Suntem la un târg de carte unde sunt mai mulți degustori decât cumpărători. E o ecuație care începe să fie din ce în ce mai frecventă în cultura românească. Idealul fiind acela în care eu, de pildă, voi vorbi în continuare cu numai cu mine însumi, în anii în care mai am de trăit, domnul Petrașcu, de asemenea, va conversa numai cu dânsul la următoarele părți. A apărut însă o soluție. Internetul, cititul în afara protocoalelor ăstora și în ciuda spiriturilor noastre, până la urmă editurile văd cărțile noastre. Cu observația că și noi avem bunul simț să le facem în tiraje de ce în ce mai mici, astfel încât să nu deranjăm lumea. Trebuie să spun că eu cu domnul doctor Pătrăștu am o relație care s-ar putea chema ceva, cum se numește în medicină, simbioză, de la distanță, așa. Eu public de doamnă, am publicat vreme de 20 de ani un articol pe zi, domnul doctor publică 3 pe săptămână, tot de 20 de ani. Asta înseamnă, domn doctor, 52 de săptămâni, înmulțit cu 20, înmulțit cu 3, în jur de 4.000 de texte. Doctorul meu cardiolog mi-a spus că multe țări asta se tratează și că există soluție. Chestiunea în ce privește pe domnul doctor Petrașcu este că scrim de 20 de ani cărți, a trecut de la condiția de un medic care scrie la condiția de scriitor care are un cabinet medical. Cred că în sinea dumisale face greu deosebirea și mai repede decât noi face relația dintre cele două domenii. Eu am o anume competență în a comenta cărțile scrise de un medic, pentru că am fost o lună student la medicină. Prin anii, când aveam 19 ani, am beneficiat de statutul de absolvent de liceu fruntaș și am fost trimis la medicină militară fără examen. Unde mi-am dat seama pentru prima oară în viața mea că trebuie să învăț. Eu până atunci am trăit din ceea ce se cheamă a dat Dumnezeu mai mult decât la alții și ne-am îngăduit ca și ulterior să profit de acest dar de la dânsul. Domnul doctor Petrașcu a descoperit ceea ce foarte puțin scriitor român află, iar când află e prea târziu. Deja s-au situat într-un stil care îi chinuie. Cei mai mulți dintre cei care ne-au lăsat jurnale au vrut să acrediteze ideea că literatura și, în general, meseria asta de scriitor este un chin, este ceva, adică ești istovit după ce termină o carte și, în general, este o treabă istovitoare. Am trăit și eu cu grija asta vreo câțiva ani până mi-am dat seama că e un noroc. Că e o plăcere și este un noroc și e o șansă în plus de mulțumire în viață. Pe parcurs mi-am descoperit mai multe astfel de activități care mi-au tulburat statutul. Adică nu știu dacă sunt critic de artă, scriitor sau ziarist. Sunt un om care lucrează în acest domeniu. Domn doctor Petrașcu, spuneam, a descoperit formula ideală de scris. Aceea în care nu-și face griji nici stilistice, nici de adresare la public, nici de structura textului și nici de înălțimea conceptuală a gândirii dumisale. Pentru că în acest climat, ca să spun așa, de muncă la cabinet și de 3 texte pe săptămână, 3-4,
de o carte la un an, doi, lucrurile încep să se clarifice de la sine. Adică există mai multe definiții ale talentului. De exemplu, una dintre ele spune așa: talentul e atunci când ai încotro. Și nu poți fi decât în acest fel și nu. În secolul 15-16, El Greco, care era elevul Veroneze, l-a întrebat cum pot fi original. Și Veroneze a spus: e foarte simplu, faci ca mine și dacă nu ți se ești original, adică n-ai cum să fii altfel. Domnul doctor Pătrașcu a avut o mulțime de modele în tinerețe, iar norocul dumisale este că nu s-a ținut de ele. Prima carte, care este un reper cultura românească, pentru cât e vorba de un adevăr trăit de un medic într-un sat de ăsta uitat de lume, unde singura salvare era o carte pe zi sau o carte la două zile. Țin minte că am scris câteva rături despre cartea dumneavoastră, jurnalul de la Filipești, nu? Așa. Filipești e altă nenorocire. Sudan. Sunt două Filipești. Filipești de pădure, Filipești de deal. Așa. Atunci eram reporter și am citit cartea cu un sentiment de vinovăție. Adică mi-am dat seama că un doctor de care nu ține nimeni cont are mai multă libertate de a gândi și de a se exprima decât un angajat care avea la dispoziție tiparul, editura și libertatea de a gândi măsurat, de a gândi cu grijă. Pentru cât am început să ne adunăm acum cândva, am să vorbesc și despre cărțile propriu-zise. Jurnalul de călătorie este în India și în alte câteva țări, este ceea ce se cheamă o pasiune de colecționar. Am cunoscut mai mulți astfel de oameni care au o foame nebună de a pleca. Ioan Isoaia, de exemplu, colegul meu, e unul dintre ei. Când a ajuns la 50 de plecări din țară, mi-a spus: voi scrie o carte de o filă jumate din fiecare călătorie. Când a ajuns la 100, și-a dat seama că încurcă orașele, capitalele, drumul de la aeroport către țară, drumul de la țară către altă țară, și s-a abandonat proiectul. Domnul doctor a avut amabilitatea să se țină de moment. Adică n-a lăsat să treacă multă vreme din clipa în care s-a întors din voiajele astea, până a devenit text. Îl înțeleg, întrucât din 90, și soția mea e martor, am avut mai multe plecări în America, fără ca nici asta să mi le pot explica. Practic, atunci aveam, ca și domnia sa, trei motive să ajung la New York. Nu aveam pe nimeni acolo, nu aveam bani și nu fusese niciodată, prin urmare nu știam ce mă așteaptă. Numai cauze prietenice ca să o șterg în loc. Avem o nevoie atât de, cum se spune, de clinică, de a merge cât mai departe, încât la un moment dat îi povesteam, m-am trezit în New Mexico, unde am ajuns la un depozit despre care am aflat că avea filiale în spatele casei, unde era la New York. Adică, cunoașterea asta și voiajul se face cu niște plăți. Orice plăcere din călătorie înseamnă un preț. Înseamnă un preț pe care domn doctorul plătește scriind. Am fost cu soția mea acum 2 ani undeva, într-o excursie cu... se numea cu seniori, adică cu muribunți. După autobuzul nostru mergea și salvarea prin toată Spania. Dar a fost plăcut, pentru că acolo o mulțime de oameni de 80 de ani simțeam nevoia să se poarte ca tineri. Și aveau tot felul de manifestări mai mult decât excentrice. Adică dansau excesiv. Țin minte că în adunătura aceea de poșoroci, distinși cei mai mulți dintre noi, exista și una de vreo 40 de ani, când a coborât aia seara pe scări, toată boierimea aceea săracă a înlimnit așa. Atunci am cunoscut un tip care m-a convins că există tot felul de motivații de a călători și nu neapărat dintre cele demne.
Dar e foarte greu să faci deosebirea dintre normal și anormal la amatorul de drumeții de ăsta. Mă întreba, mergi cu mine să facem Gibraltarul? Eu nu prea înțelegeam ce sens are fiecare cuvânt din întrebare. Adică să merg cu el, trebuie să ai un motiv. Gibraltarul știam ce este, dar să fac cu el Gibraltarul, mi-era tare greu să înțeleg. Păi zice, am făcut? În mare ne găseam la... Unde ne găseam? Undeva sud în Spanie, într-o orășel de asta de mort, în februarie. El făcea câte o țară pe zi. Făcuse vreo 5 în perioada asta în care noi făceam doar oraș la acela. Vin roșu. A doua carte a domnului Dr. Pătrașcu, pe care încerc eu acum să vă convinc de ceea ce de altfel știți foarte bine că suntem de casă toți, este o culegere de texte care au câteva virtuți. În ziar sunt articole de ziar. În carte sunt pagini de carte. Pentru oamenii care au gustul și cultura lecturii cu direcție, sunt povestiri. Foarte multe din ele au o virtute pe care aproape că nu o bănuiam la domn doctor Pătrașcu. Dânsul povestește cu limbajul amăriților care îl vizitează cu tot felul de suferințe ale pielei. Trebuie să recunosc că pentru mine, înainte de a cunoaște pe domnul doctor Pătrașcu, pielea nu constituia o lume și o preocupare. Nu am avut probleme de piele, domnul doctor Pătrașcu, este tot de piele, domnul. Nu am crezut vreodată și de aceea a avut un sentiment de complicitate și de culpă așa. Adică de ce nu știu eu ce se întâmplă în lumea asta a medicilor dermatologici? Și am descoperit că este nu că e o lume vastă, ci că clientela ei este mai bine definită social și psihologic decât cea a bolilor tradiționale, adică din care se moare. Din care se moare, cum știm toți că se moare. Pacienții cu boli de piele nu mor, se chinuie. Dar pe măsură ce descoperă ce li se întâmplă, încep să conștientizeze o mulțime din elementele lor de om, de vulnerabilitate acolo unde se așteptau mai puțin. Multe din povestirile dumneavoastră nu prea pot fi reistorisite pentru că sunt la granița dintre cinism și bunăvoință. Ce poți să-i faci când vine o babă de 80 de ani și spune că are probleme cu sexul? Adică cum povestești asta, cum tratezi subiectul, cum tratezi persoana și cum tratezi publicul? Pentru că aici e o triplă ecuație. Trebuie să istorisești ceva de ceva de care nici meseria de medic nu prea îți dă voie. Dar în profesia asta de medic povestitor e un prag pe care dacă l-ai trecut, nu te mai oprește nimeni. Acum vreo 20 de ani am primit la redacție la Cațavencu două dicționare cu medici scriitori în România. N-am știut niciodată că... Mi se părea normal ca un om care a trecut o lună pe la medicină să devină scriitor. Dar nu mi se părea chiar atât de normal ca toți cei care au terminat facultatea să vrea să fie și scriitor. Adică un dicționar cu două volume de medici scriitori dovedește ceva. Dovedește că încă mai avem un public pentru cărțile noastre, pentru că cel puțin medicii ne cumpără cărțile. Iar în ce privește pe domnul Pătrașcu, eu cred că el are un public întrepte, unul local, unul național și unul care rămâne încă de, se cheamă, de tulburat, e adus la subiect, pentru că acest gen de mărturisire directă și cu un tușeu uman foarte acuzat, așa, începe să ia binișor locul a ceea ce numim literatură de ficțiune. Un
domnul observa următorul lucru. Dacă din pe harta Bucureștiului scoatem toate clădirile pe care le-am înălțat Carol I, București rămâne un sat mare. Dacă de pe harta culturii românești de astăzi scrise scoatem romanele de dragoste, atunci mai putem vorbi încă de o șansă a literatura non-afecționalistă, cum care o să spune, care e termenul corect la romanul de dragoste, care e termenul corect la închei cu și mă uitați, încerc să vă dispun puțin ca să nu fiți. Prima carte a domnului doctor Pătrașcu am citit-o într-o vreme în care am scris eu o povestire pentru ziar, pentru România Liberă. Țin minte cele două situații pentru că atunci mi-am pus problema cum scrie dânsul, cum scriu eu, care ar fi dacă eu sunt mai deștept sau dacă dânsul are prioritate în această povestirea pe care am scris-o acolo, atunci mă gândesc tot timpul la ea, are următoarea desfășurare. Un domn care avea o mașină și își parca mașina în curte, s-a gândit să scrie pe asfaltul din fața intrării, nu parcați aici, vă spar cauciuc, dacă parcați. Numai că dânsul nu mai exersase în viața lui litere mari de tipa. Și e ieșit din prima un test, nu trăcuți ceva în genul ăsta, adică pierduse o vocală și un semnul exclamării, iar în partea a doua vă spar cauciucuri, nu mai rămăsește loc și rămăsește vă spun. Și nu povestea ce se întâmplă. După care vecinii l-au ajutat să reevalueze situația, a șters aia și a mai scris o dată. I-au ieșit vocalele, dar au pierdut două consoane. A luptat cu scrisul ăsta majuscule pentru o dată vreme de două săptămâni, unde în final a reușit ceva, adică nu pe parcurs, adică a ieșit o galimație de asta. Dar important este că omul a fost mulțumit cu ce a ieșit. Vedeți pe asta? Am făcut această întoarcere în subiect pentru că în relația noastră cu cititorii apare pragul celor pe care putem mulțumi, pragul celor pe care către care ne adresăm. Eu am început să fiu conștient de geografia, ca să spun așa, intereselor mele în literatură, numai că era cam târziu. Partea proastă este că am învățat la timp lucrurile astea. În alte țări, în America Bunoară, există, am fost la o școală de asta de literatură, unde primele lecții pe care le prindeau studioși erau cine e publicul nostru, către cine ne îndreptăm, unde îl găsim, cum ne putem, cum putem câștiga, care ar fi căile, adică învăța scriitorul și mijloacele propriu-zise cu care se poate relaționa cu public. De ce spun asta? Zile trecute, săptămâni trecute, m-a chemat un domn de 70 de ani care mi-a povestit că a scris un roman de 400 de pagini și mi-a spus așa: dragă domnule, eu scriu încă cu pixul. Cum trebuie să procedez? Și am explicat cum trebuie să procedeze astăzi. Păi trebuie să procedeze în felul următor. I-am povestit și domnul Nicu. Te duci la un computerist, îți culege cartea, plătești 8 euro lei pe pagină, 400 lei înseamnă 32 de lei. Și eu am pensie 10 milioane. Pe zic, te lași descris. Ar mai fi o soluție, am spus. Vezi că pe internet găsești un laptop cu 5 milioane. În două luni de zile înveți să scrii la... Ce grea, am 70 de ani. Nu-i nimic. Mai trăiești cu bani. Ce vreau să spun? Că exact ce pățim noi acum se întâmplă, se va mai întâmpla și va trebui să înțelegem că un timp, cum îmi spunea mie un negustor din America, în România ceva s-a terminat
și ceva nu se înceapă, altceva nu se înceapă pe curând. Cred că și în materie de literatură și cărți va trebui să înțelegem lucrul ăsta și să ne mai, să ne urânduim puțin viața altfel. În ce privește cărțile de artă, de exemplu, eu le produc pe o rețetă care nu e deloc românească și vă spun un lucru care s-ar putea să vă timoreze rețea. Întâi le vând și urmă le fac. Nu-i niciun secret. Fac o carte de artă în 3-4 exemplare digitale. Găsesc niște cumpărători pentru cărțile mele și pentru cărțile de proză, adică sunt cadouri la sfârșit de an. Pentru mine anul are două anotimpuri, Paștele și Crăciunul, când medicii și farmaciștii dau cadouri cărțile mele la medici și farmaciști. Pentru mare, va trebui în anii ce vin să ne gândim la o altă ecuație în relația noastră cu publicul și să nu-l așteptăm să vină, că nu vine de la sine. Trebuie pur și simplu căutat, emancipat, vânat, convins, iubit. Unde am greșit, domnul? Dragii mei, de-ai casei, asta a fost lansarea. Vă mulțumim, maestre. Da. Aici sunt numai maestre. Mai sunt genii și cât titani alte. Aș vrea să-l întreb pe distinsul autor. Cum se explică următorul lucru din carte, din prima carte, din cea de tablete? Tablete